Salutare, fraților, și bine v-am regăsit la un nou episod de Clash Royale. Da, s-a întâmplat din nou, fraților. Imediat ce am închis live-ul, aseară după Clash Royale, bam, 120 ceva de abonați au dispărut, pur și simplu. Adică nu e ca și cum s-au dezabonat pe rând sau ceva și au scăzut. De la 26.675, parcă sau ceva în genul, s-a ajuns aici. 26.577, habar n-am cum funcționează chestia asta la YouTube. După fiecare live pierd 100 ceva de abonați. Ui mei, probabil că da, așa un indiciu, bă, nu mai fă live-uri sau habar n-am. În fine, dacă vă place seria asta, nu uitați să plăsniți și voi butonul de licheu și bineînțeles, dacă vreți să vă abonați, poate reușim să reîndeplinim goal-ul pe care l-am îndeplinit aseară de 26.666. Știu, acum aici apare 26.777, dar l-am schimbat aseară pentru că în teorie am făcut deja goal-ul ăla, în practică s-au dus. Bun. E bine și așa. CSF n-ai CSF. Nu știu dacă mai faci careva din voi live-uri sau chestii și ați observat aceeași chestie. Nici am înțeles și la Heldrack se întâmplă, dar la el cu, să zicem, 20 de abonați, ceva în genul. La mine au zis, bă, ai 100 plus. Și culmea e că și fix după live-uri, adică nu se întâmplă chestia asta să zic, bă, azi aveam 3 miliarde de abonați și pe mâine am 3 miliarde minus 105.000 sau ceva. Numai după live-uri. În rest, n-au nicio treabă, adică, pui mei. Bun, până acum nicio carte interesantă. Măcar o epică dacă aș lua. Și îmi dai... îmi dă rage. A, nu mi-au dat comunele încă. Păi, a, de fapt... În fine, îmi dai pace. Și din Crown Chest îmi dai... gemuri. Mega Minionul, care e bun. Moschetism nu mă interesează. Cred că sunt toate comune și acum ar trebui să-mi dea o epică, îmi dai rage-ul. Oh, un Bowler, nice, frate, în sfârșit îmi dă și mie o epică pe care o am în deck. E, ce frumos era dacă nu dea din epic chest-ul de ieri, mai multe epice, dar în fine, este bine oricum. Încă n-am jucat la chestia asta și sincer nici nu știu ce deck o să-mi fac. Mi-am pregătit un așa făcut de mie, ăsta mă gândeam că ar fi o idee să-l fac. La challenge-ul ăla mi-am băgat PK-ul pentru că, da, eu joc numai contra la golem și mi-am gândit, bă, frate, îmi bag PK-ul pentru că atunci nu o să mai îmi dea golem. Graveyard-ul pentru că e graveyard și mă gândesc dacă ajunge în triple elixir de costa, aș putea să-l spamez destul de bine, adică bag PK, bag fătărău, bag chestia asta ca și un fel de suport în caz că bagă scarmiuri și alte chestii. Bineînțeles, am și logo în cazul în care bagă ceva scarmiuri, am tornado în cazul în care am nevoie să activez King Tower sau ceva. Poison-ul că merge bine în combo cu Graveyard. Și ăsta din nou, un suport defensiv, bănuiesc. Deși habar n-am dacă o să funcționeze deck-ul ăsta. Așa că hai să dăm, oare un battle în arena sau 2v2? Hai mă că dăm așa un battle în arena să vedem ce se întâmplă. Practic oricum o să joc la primul live pe care îl fac în arena. Un level 11 corect. Jucător profesionist de golem. Fiți antenă. Eu nu minte. Are archers. Încă mă gândesc că e golem. Chiar dacă are archers. Un dragon vagabond. Vreau să-i las gen să vină în jumătatea mea de teren. Pentru că dacă ajunge în jumătatea mea de teren. Oh, am înțeles. Ăsta e deck din ăla cu double dragon ceva. Nu știu exact cum îi zice, dar știu că e Double Dragon. A, bineînțeles, frățioare, cum? Adică stai, să nu fie golem. Stați liniștiți, băieți. La mine aici, pe legeleu, nu există numai golemi. Adică, eu încă nu știu cum e să joci o zi în care să nu ai golem. Dar încă aștept și eu momentul ăla în care, bă, na, nu mai joc contra la golem. Poate se întâmplă, nu zic, nu? Cândva... Nu știu când o să se întâmple să prind o zi întreagă în care să nu prind golem, dar bănuiesc o să se întâmple cândva. Și uite, așa s-a dus jumătate din HP-ul turnului meu. Bine, chiar mai mult cred de jumătate, nu? Ba nu, cam acolo, jumătate din HP, plus că n-am făcut nimic cu graveyard-ul. Dar nu este panică, man, este totul sub control, bineînțeles. Băgăm numai ca să tancheze, adică aș fi vrut să folosesc Electro Wizard-ul. Dacă îl foloseam pe Electro Wizard, nu mai aveam ca și counter pentru Inferno Dragon. Și știu că l-are.
plus care golem, o să fie un meci pierdut. Adică, în ideea în care nu prea am ce să fac în fază de genul. Sigur că da, ai și Bușianu, tu ești șeful la golem, șeful la elixir, tata lor. Nu prea știu cum să joc, v-am zis, contra la golem, niciodată nu-mi ies meciurile tare bine contra la golem. Asta este, n-ai ce face, se întâmplă. Moș Crăciun pe legheleu. Pur și simplu mi se par cele mai infecte deck-uri astea cu golem. Nu cred că există un deck mai rău și mai infect, bine, mai rău. Mai rău în sensul că e super cancer decât deck-ul cu golem. Părerea mea acum. Ce frumos ar fi dacă ar scoate din joc golemul. Aproape că mi-ar părea rău. Deloc. Mie nici n-ar rost să mai încerc. Oricum e gata meciul. Și uite așa mai bagă un golem, frate. Nu-mi dau seama cum ăștia de la Supercell nu îi dau nerv la golem. Adică mie mi se pare super OP. Dacă nu ai Inferno Tower sau Inferno Dragon, practic n-ai ce să-i faci. Bine, poate dacă ai, să zicem, 4 bărbați în deck, da, ui mei. Și bun, acum hai să vă arăt o manevră. Dacă luăm deck-ul ăsta, salut, nu mai există golem, pentru că am Inferno Tower și nu mai îmi dă golem. Și v-am zis, chestiile astea nu-s random, meciurile nu-s random. Garantat te dă contra la un deck care să-ți facă măcar minimul de counter. O să vedeți, nu mai îndă golem pentru că am și pășia și Inferno Tower. Dacă joc 10 meciuri cu deck-ul ăsta, poate într-unul îmi dă golem și mi-l dă din greșeală sau ceva. Dar 9 din ele nu-mi dă golem. Asta e garantat. Garantat 100% cu Cătălin Ștefănescu. Și faze că am jucat mult și am văzut chestia asta. Că nu dă golem, frate, când schimb deck-ul. Deci uite, în unele momente aș vrea să-mi dea golem pentru că știu că aș putea face counter. Și asta mi se pare un pic, nu știu, ciudat și oarecum și aiurea, că pana aia, adică nu prea mi se pare corect să se întâmple asta. Asta, a, Electrowizard, da, zic, bă, i-am dat o bucată sal, mă duc. E bine, bravo Electrowizard, ești cel mai bun prieten al omului. După mata, ce? N-a avut treaba Electrowizard, o bucată-o da fratele meu. După care a plecat la Vagabonte. Măcar ai pus damage pe King Tower, hai că ți-ai spălat păcatele, du-te dreacu. Are? N-are? A, ok. Oh, mamă, dacă îl prind și pe ăla. Firar al dracu de Ciolobanes. Problema e că nu știu cum îi fac counter-ul ăsta acum și el o să bage iar balonaș. Rezervativul bagă, 100%. Dă-i vericule măcar să rămână cât... A, e ok. Rămâne măcar, sper, să distrag un pic balonul, dar nu cred. Dar oricum, dacă ăsta o să încerc să dau un atac direct pe turn. În cazul în care el încearcă să-mi spărgă durgulească turnul. Haide, Porchinio, arată-i cucu. Du-te direct pe King Tower ca un boss care ești tu. Și dă acolo cu ciocănelul tău, bam, bam, bam. Dacă mai apucai o bucată, erai boss de boss. Dar n-am mai apucat o bucată bossul. Dar nu e panică, man. O să-l trimitem din nou pe nenea porc. Porcul pe intervenție. Șeful porc atacă din nou. Șeful porc a fost distras. Dar șeful porc nu este curios, pentru că eu am fireball și am dat-o la Mufasa. Da, unde-i golemul, frate? De ce nu da golem din nou? Dacă mai joc, v-am zis, încă 10 meciuri, aș putea să joc numai, aș face un video de vreo 5 ani, vă arăt că în 9 din 10 meciuri nu mai îmi dă golem. Și dacă joc după aia din nou 5 meciuri cu deck-ul ăsta, vă arăt că minim 2 meciuri o să fie ori cu P.E.K.K.A. ori cu golem. Cumva, imediat ce am introdus în deck Inferno Tower, bam, mizeria dispare. Deci, cine zice că meciurile sunt random, adică match-up-urile alea cu deck-uri diferite, nu știu.
voi mei, poate aveți noroc voi, eu n-am noroc la chestie genul, cum schimb deck-ul, cum mi se schimbă și genul de adversar sau pana, nu știu, habar n-am, o să te dau fix după match-ul ăsta, adică după video-ul ăsta, o să mă bag pe Gogu să văd, există vreo legătură sau pur și simplu vorbesc de aiurea, că nu știu, mi se pare ciudat cum schimb deck-urile și bam, se schimbă și adversarii, în fine, păcat că deck-ul ăsta nu știu dacă e făcut cât e cât bine, adică l-am făcut împreună cu un prieten și nu l-am făcut gen cu indicații de la jucătorii profesioniști. Și de exemplu ăsta e Splasher, ăsta era în meta acum nu știu cât timp înainte să primească Graveyard Nerf și ăsta o primi nerf atunci parcă și era gen printre cele mai bune deck-uri de climb, adică să ajungi mai sus în coroane, nu neapărat cel mai bun deck pe habar n-am ce turnee și chestii de genul, în fine. Nu știu, lăsați-vă și voi părerea în comentarii, ce credeți? E o simplă coincidență că eu pic cu Golem aproape de fiecare dată când am deck-ul ăsta? Sau are legătură cu chestia asta? Că ați văzut, cum am schimbat deck-ul, nu mai nimic, sal Golem. Uite, aici am jucat contra la 3 Musketeers. Ăsta, în teorie, e counter-ul perfect pentru Splash Yard. Și n-o zic eu, gen... Că știu că o să-mi scrie cineva, bă, dai Tornadă și Bowler acolo. Nu cred că vă imaginați cum dau 3 Musketeers în Bowler, adică îl fac ca pe nimic. Și o să ziceți, da, dai și Poison. Păi da, numai că Poison 4 Elixir, Bowler 5 Elixir, este deja 9, până mai dai un Tornado, 3 Musketeers s-o dat-o la Bucifales. În fine, cam asta e părerea, că meciurile nu sunt random și meciurile-ți vin în funcție de deck-ul tău și să-ți facă un matchup posibil corect, deși nu știu cum n-ai bați de Golem contra la cărțile astea cu care nu prea ai ce să-i faci la Golem, dar în fine, cam asta a fost episodul, fraților, nu uitați să plăziți și voi butonul de like și să vă abonați în cazul în care vă place Clash Royale-ul sau CSGO-ul sau Overwatch sau LOL, deși n-am mai făcut din mult timp nici LOL, dar o să mai fac. Cam atât, mersi fain de vizionare, să aveți un weekend super fain, salutare!